De domnița Ileana. Domnița. Care mă pot măguli că a fost o, deși era de vârsta mamei și prietenă cu mama și surorile ei, a fost și o prietenă a mea în exil. A fost extraordinar de atentă și drăguță cu mine. Cum a auzit, pe vremea aia soseau foarte puțin români, da. Cum a auzit că a venit fiul lui Safta, bă, vin, o să mă vezi, n-am putut că n-aveam bani. Era în California, nu deja? Nu era încă călugăriță. A, da? Nu, era novice într-o mănăstire de călugărițe rusească, cam de pe la mijlocul Franței. Aha. Acolo a fost făcută călugărița. Da. S-a dus, ca să spun așa, din patriotism și naționalism să facă o mănăstire românească, că se cam săturase, da, de tutela rușilor. Și foarte frumoasă mănăstirea, am văzut-o în fotografii. E modestă, așa, e românească. Așa, ca o mănăstire de țară. Da, da. Și v-ați întâlnit imediat? A, ne-am văzut, da, tot timpul. M-a luat în vacanță la copiii ei în Austria. Extraordinar de drăguț a fost. Da. Am umblat cu ea cu mașina. Că ea conducea și... Da? Oficial mă luase ca șoferul ei, pentru că trebuia să justifice, n-aveam hârtii decât de refugiat în Franța. Da. Și deci ca să mă duc în alte țări, îmi trebuia nu neapărat o viză, dar o motivare a trecerii frontierei. Și acolo scria domnul Varlam, șoferul. Așa, foarte frumos, domnule, din parte. Da. Dar parcă femeia aia avea, deci născută în 1909, în 69 ar fi avut 60 de ani, asta era cu vreo 2-3 ani înainte. Acum mi se pare că era tânăr, dar pe vremea mea ziceam, baba asta umblă ca o nebună. Că erau drumuri strâmte, da, de munți, Elveția, Austria, mergea cu 120 de kilometri pe oră pe niște drumuri, așa, se vedea că are experiență. Da. Bun.